Doamna, da. Ce ați scris acolo la primul punct? Nu înțeleg. Austria. A. Doamna? Da. La punctul ce? De ce n-a spus paranteză? Auzi, draga mea, dacă nu-ți convine, vii în prima bancă și eu să fii mai atentă. Și atunci o să vezi. Dacă nu-ți împrumut ochelari. Clima Europei. În cea mai mare parte, Europa... Mai rar, am rămas în urmă. Clima Europei. În cea mai mare parte, Europa are o zonă de climă. Scuzați-mă, ce fel de climă? Ieși afară să vezi ce climă e și mai mult din draga mea. Ieși afară! Bine. Cine face baloane în clasă? Băi, copii, cine face baloane în clasă să se ridice în picioare? Dacă nu vă dau, doi la doi! Știu, da, știu. Cine e Ionuț? Ridică-te în picioare când vorbești. Clovnia aia de la cine? Am spus liniște în clasă, dacă nu primiți toți test. George, e greu, nu te-ai prova asta. Ce mai câte istoare ora e vorba. De a spus liniște. Dacă nu știți de vorbă bună, scoateți toți câte o foaie de hârtie. Mulțumită colegii voastre, o să las toți doi, cred că, astăzi. Acum o scoateți! Citește, Andreea, de la pagina 20, te rog. Cine tot vorbește în clasă? Andreea, urește-te! Țațelor, dacă nu sunteți în stare să fiți atente la oră, nu să părăsiți clasa. Uite, acum plictisesc. A, te plictisești? Hai, serios! Ora mea te plictisește. Dar ce știi, draga mea, despre clima României? Tot. Da, te rog frumos, ridică-te în picioare și spune. Cred că ești pe la care se văd cum e clima. Da, ieși și rămâi, să rămâi acolo, te rog. Poți să ia și cartea? Ieși! Doamna profesoară, m-a lăsat până la baie. Doamna profesoară, poți să mă duc până la baie? Din nou? Da, din nou. Bine, du-te. Dar profesoară, poți să mai merg la baie? Mi-ai deranjat toată ora. Mergi din 5 minute la baie. Draga mea, ia-ți lucrurile, du-te și mută-te în baie. Și nu mai strica mie ora. Te rog frumos. Scrieți în baie. Poziția geografică, punct extrem. Cine tot butonează în clasă? Ia să vină cine tot butonează în clasă. Doamna! Ce faci, dragul meu? Vezi? Ieși afară! Ne simți tu la direct, sume cu tine! Ana, te rog frumos să te duci la tablă. Mai repede, draga mea. Doamne ferește! Draga mea, ce-i cu îmbrăcămintea asta pe tine? Te-am întrebat ce-i cu îmbrăcămintea asta pe tine. Deci nu-mi vine să crede, ci e inadmisibil ca într-o instituție de învățământ să fii îmbrăcată în halul ăsta. Dar nu ți-a fost așa puțină rușine să vii să te prezinți la ora mea? Te întreb, nu ți este rușine? Ești o nesimțită. Te rog frumos să te duci în banca ta. Nu vreau să te mai văd. Dacă mai vii o singură dată așa la mine, la directoare te duci. Nesimțită.
Ați văzut? Dacă vă prind pe unul dintre voi așa îmbrăcați, nici nu aveți ce căuta la mine clasă. Mai nou și mâncați în timpul orei. Mi-e atât de foame mereu dacă nu mănânc. Draga mea, dacă mai mănânci atâta, să-l pesc ca un minut. Bă, a spus liniște, sunteți chiar niște nesimțiți? Trebuie acum a scoate tot... Acum, mi-e stare.